Bună seara și bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Festivalurile de reconstituire istorică sunt un bun al comunității. Un bun pe care îl datorăm celor care se implică în aceste activități și pe care îl oferim cu recunoștință copiilor și nepoților pentru a putea să își dezvolte mai mult cunoștințele. Ei bine, la un festival de reconstituire istorică vreau să vă invit, dragi telespectatori, și am să vă spun că în perioada 26-28 august are loc Festivalul Istoric Getodava. Alături de mine este Constantin Lăpușneanu, vicepreședintele Asociației Culturale Getodacei din Moldova. Bună și bine ai venit, Castor! Bună! Eu am să-ți spun Castor, am să le spun și telespectatorilor. Noi toți îl știm drept Castor, așa că am să-mi permit, pentru că sunt prietenă de foarte mult timp cu Castor, să-i spun așa cum îl cunoaștem cu toții. Bine ai venit! Bine te-am găsit, Ana! Abia aștept să-mi spui ce file de istorie întoarcem luna aceasta. Da, vom întoarce o filă frumoasă din istoria poporului nostru. În speță ne întoarcem în timp, 2000 de ani în urmă, în perioada getodacică, în perioada clasică a regatului Dac, și vom organiza un festival inedit la Iași și unic pentru orașul nostru. Ce am mai făcut noi au fost ediții la Cucuteni, pe raza județului, dar niciodată în inima orașului. Este, cum spuneam, un festival diferit de tot ce au văzut ieșenii până acum. Este un festival care este din orice tipar. Deci lumea trebuie să înțeleagă... Diferit și de cel din Cucuteni? Nu neapărat. Ne apropiem cumva. Ne apropiem, da, doar că la o scară mult mai mare. Cei care au fost la Cucuteni știu ce am făcut, doar că va fi la un alt nivel mult mai mare. Iar pentru cei care nu știu absolut nimic despre acest tip de festivaluri, despre această formă de artă și de entertainment, cum se cheamă reconstituirea istorică, este vorba de un festival cu intrare liberă, în primul rând. Nu vor fi concerte, nu va fi scenă, nu vor fi locuri, scaune sau tribune, nu va fi absolut nimic de genul acesta. Va fi ca o ieșire la o iarbă verde, frumoasă natură, înconjurați de foarte mulți războinici, daci, romani, gladiatori, dansatoare, sânziene, războinici medievali, absolut așa, intră, toată lumea va intra într-o poveste, într-o pagină de poveste, de legendă, vom monta și ca o mică cetate, așa, ca un mic sat dacic, deci toată lumea, când va păși în acea zonă, la pârtea de schi, pe 26, pe 28 august, va intra într-o altă lume, va face așa un pas în laterală din lumea modernă în lumea din trecut. Dacă vor veni copiii să asedieze cetatea? Să vină. Toată lumea. Îi așteptăm pe toți, pentru că este un festival pentru toate vârstele. Absolut pentru toate vârstele. Bineînțeles că cei mai mici vor fi cei mai entuziasmați, ca de obicei, pentru că știm lucrul acesta de 7 ani de zile de când facem această treabă frumoasă. Dar... absolut oricine, nu contează vârsta, absolut oricine poate veni și să vadă și să experimenteze altceva decât ce a văzut până acum. Hai să vedem așa, pentru copii, pe lângă faptul că ei sunt foarte încântați să facă fotografii cu voi, să vă ia paloșul din mână și toate uneltele cu care luptați, ce ateliere aveți? Da, vor fi foarte, fiecare asociație în parte va avea foarte multe ateliere. Fiecare va veni cu ceva. Trebuie să menționăm faptul că avem 11 asociații. Două, una din Italia, una din Bulgaria și 9 din România. Și iată, așadar, festivalul devine internațional. Și la celelalte ediții și la Cucuteni. Ne-am străduit și am adus și atunci asociații din alte țări. Trebuia să avem și una din Ucraina, din cauza problemelor, n-au mai venit. Erau și acei băieți pe listă. Poate la anul. Și cum spuneam, vor fi foarte multe ateliere interactive. Asta înseamnă, sunt multe ateliere care ei pot vedea cum se lucrează opincile, cum se fac diferite armurii, fierărie, foarte multe ateliere, nu vin acum toate în cap, dar le vor găsi pe site-ul nostru, vom posta programul, vom posta, mi se pare, chiar în seara aceasta sau mâine. Foarte bine. Deci foarte multe ateliere interactive, tras cu arcul, în care ei pot chiar participa efectiv la aceste ateliere, nu la toate, dar la foarte multe dintre ele se poate participa și nu numai copiii, chiar și orice persoană care vrea, domnule, vreau să bat și eu sau să încerc să văd cum e, poate participa.
cum am spus, vor fi multe spectacole, lupte de gladiatori, dansuri. Fiecare asociație va avea câte un moment al său cu prezentări de echipamente, de ce se îmbrăcau romani așa, de ce se îmbrăcau daci așa, de ce erau gladiatorii unul îmbrăcat altfel și altul în alt modalitate. Iată, poate că e bine să le explicați în cadrul festivalului toate aceste noțiuni, pentru că da, lecția de istorie o știm și noi și am învățat-o la școală, știm exact ce s-a întâmplat. Unii da, unii nu. Dar sunt detalii pe care voi le-ați studiat de-a lungul timpului, pentru că sunteți pasionați de reconstituirea istorică și detalii pe care noi nu le știm. Una e să citești într-o carte și una este să trăiești pe viu, pentru că ceea ce oferim noi și celelalte asociații este, de fapt, o istorie trăită pe viu. Deci palpabilă. Poate să pună, cum spuneai, mâna pe o spadă, pe o suliță, pe un topor, pe un scut, pe o armură. Poate să se îmbrace cu ele dacă dorește. Deci e altceva când simți altă energie, simți altă vibrație, pentru că una e să vezi un film, îl vezi, te uiți. Exact. E ok. Dar când intri în pielea unui personaj sau când te îmbraci sau când... Sau doar când vă văd pe voi, pe cei noi. Care vin la festival. Da, e de ajuns să ne vadă energia celor oameni frumoși și spiritul lor. Este o și altă... aveți un program artistic bine pus la punct, pentru că eu l-am văzut și la Cucuteni. Este, și anul acesta va fi și mai complex. Da, sunt foarte multe chestii, deci toți cei care vor să vină la festival... E de ajuns să caute festivalul Getodava pe internet, pagina festivalului sau asociația noastră și vor găsi toate informația. Săptămâna viitoare vor apărea și primele bannere, vom avea și prin mijloace de transport vom avea publicitatea, spoturile. Noi am început de mult timp. Sunteți oarecum organizați, așa, cu experiență între ale organizării de festival. Trebuie, da. Norocul nostru, să spunem așa, a fost că faptul că anul acesta primăria și Consiliul Județean Iași și în sfârșit după atâția ani de zile au înțeles importanța unui astfel de eveniment în mijlocul Iașului, ne-au sprijinit, suntem în parteneria cu ei, le mulțumesc încă o dată pe această cale, pentru că nu este ușor să organizez, noi am organizat celelalte prin munca noastră și pe efortul nostru financiar. Și nu este deloc ușor. Și așa, și acum facem totul aproape pro bono, ca să nu zic altfel, și este o muncă colosală în spatele acestui eveniment. Dar îl facem pentru că ne place, simțim acest lucru și sperăm că poate așa schimbăm puțin din mentalitatea copiilor noștri pentru un viitor mai bun la lor și a țării noastre. Voi sunteți niște patrioți și niște naționaliști, așa, cu convingeri puternice. Cum neapărat și... naționaliști. Patriot cred că este cuvântul cel mai perfect pentru această... Știu că și generația tânără, adică cei mici, copiii voștri, celor din Asociația Culturală Getodacii din Moldova, sunt deja legitimați, ca să zic așa, în cadrul asociației și merg cu voi, vă însoțesc peste tot. Da. Majoritatea, toți cei care avem copii, avem și în asociație, îi luăm cu noi la evenimentele noastre. Cred că te-am mai întrebat odată și pentru că știu că răspunsul este variabil. Câți membri are asociația? Și știu că e variabil pentru că nu toți puteți fi în același timp, în același loc. Suntem puțin peste 50, dar niciodată e foarte greu să-i adun pe toți în același weekend, pentru că sunt diferite motive. Dar în mare parte, în jur, la vreo 30 ne strângem, ca și weekendul acesta plecăm la un eveniment în Republica Moldova. Povestim un pic mai festival. Încolo, ajungem și acolo. Au fost mai mulți, pandemia a mai rărit din noi, unii au mai plecat, unii s-au lăsat. E oarecum și firesc, pentru că e până la urmă o pasiune și ca oricare pasiune nu ți-aduce un venit, nu ți-asigură cele necesare zilnic, așa că da, uneori te mai și retragi, mai sunt îndatoririle casnice, familiale. Da, de asta trebuie să explicăm tuturor că asociația noastră este una, ca orice asociație, non-profit, o facem dintr-o pasiune pură. Că sunteți la un voluntariat dus la extrem. Da. Deci chiar mulți, v-am mai povestit noi, că mulți îmi spuneau, domnule, sunteți nebuni, mergeți, stați în soare, în armuri, în loc să stați la o terasă sau la un grătar sau la o piscină sau undeva la un relax. Dar asta ne place nouă, asta vrem să facem noi. Ținem să credem că poate într-o zi, cum am spus, copiii noștri vor înțelege altceva sau poate chiar societatea românească va gândi altfel. E bine să ne luăm ca reper în viață și ceea ce au făcut strămoșii noștri, pentru că lor le datorăm ceea ce suntem acum.
Da, știți cum e? Noi, multă lume se ascunde în spatele cele vorbe. Domnule, băia din nord sau elvețienii sau nu știu care au altă mentalitate. De ce o au? Nimeni nu se întreabă de ce au acea mentalitate. De ce? Pentru că pentru ei înseamnă ceva cine au fost cândva, ce sunt momentan. Pentru că noi, fără supărare, noi ne-am pierdut, de mult, părerea mea, acest spirit. Deci, am stat cu capul plecat, nu ne taie sabia, povestea e așa, lasă că e mai bine să nu ridicăm prea mult capul. Nu e normal. Pentru că dacă vom ține doar capul plecat, normal. Lăsăm culoar liber celor care vor să ne coordoneze. Asta este marea problemă și sperăm că poate prin istorie, prin cultură, prin educație, lumea va percepe altfel totul. Pentru că așa ar și trebui să fie. Revin la toată munca din spatele unui astfel de festival și știu că este foarte multă muncă. Te întreb doar de când te-ai apucat de organizat festivalul. Am să le mărturisesc și telespectatorilor că ai venit la emisiune cu foarte obosit și cred că așa și este, după multe drumuri și după multe autorizații, că așa se întâmplă, dragi telespectatori, când organizezi un eveniment public, ai nevoie de foarte multe autorizații și umbli din ușă în ușă și asta este. Te întreb de când ai început să organizezi și ești pe ultima sută de metri și cum e? Un festival încep să-l organizezi în momentul în care se termină ediția precedentă. Deci în momentul în când, în loc să te bucuri de reușită sau că ai terminat ediția X, hai să pregătim următorul eveniment. Și nu mai stai. Te-ai gândit vreo clipă să nu mai faci evenimente de atât de mare amploare? E clar că n-am să-ți pun întrebarea dacă te-ai gândit să te retragi și să te duci să crești oi și capre și ce mai vrei tu. Nu, doar te întreb dacă te-ai gândit să mergi la un cerc mai micuț, în așa fel încât să poți gestiona toate aceste impedimente mult mai ușor. Nu știu ce să zic. Nu știu cum va fi viitorul. Parcă dacă orice aș face, tot aici trebuie să ajungem. Nu știu, parcă nu putem să lăsăm garda jos, cum s-ar zice. Și ți-am spus acum... La ultima ediție a festivalului de la Cocuteni, mi-aduc aminte, venise o bătrânică la mine, avea două nepoțele de mână în ultima zi și mi-a spus, a fost o chestie care pentru mine atunci mi-a dat așa un imbold, deci acele vorbe au însemnat mai mult decât absolut orice. A venit și mi-a spus, pot să vă rețin un minuțel? Da, doamnă. Și mi-a spus așa, v-am văzut, de 3 zile am venit aici cu nepoțelele mele, v-am văzut, n-a stat o secundă, deci nu v-am văzut să stați nicăieri, nici mâncare, mâncați tot în picioare, doar ați fugit, la un moment dat ați ajuns și în ambulanță, în perfuzii, mai puteți? Și spun, atunci mi-a venit așa, nu știu, în suflet și am spus, doamnă, bunicii noștri, strămoșii noștri luptau în tranșee, mureau pe câmpurile de luptă și alte sacrificii enorme, care noi nu le... Pentru noi, e ok, este o... Sunt niște sacrificii, este multă muncă, dar nu ne putem compara cu ce au făcut ei înaintea noastră. Și atunci am spus, trebuie să luptăm și trebuie să mergem dacă în asta credem până la capăt. Așa e. Deci oricât de greu ar fi... Am remarcat faptul că și la Cucuteni erau peste 30 de grade, cred că 35, aproape 40, iar tu ai stat o zi întreagă cu coiful în cap. Trei zile aproape, da. O zi de dimineață până seara, mă gândesc că n-ai stat și noaptea. Nu. E da. Și coif care era și foarte greu, adică... Da, lumea trebuie, o să vadă aici la festival, tot ce avem, marmurile noastre, sunt reale, chiar dacă nu sunt, să zicem, din acea epocă, sunt replici, dar sunt exact acele care le aveau strămoșii noștri acum 2000 de ani, adică au aceeași greutate, sunt din metal, din fier, da. Nu sunt din plastic, nu sunt din cauciuc sau alte chestii, cum vedem prin filme. Deci sunt chiar la scară reală, la acea greutate, poate în acele vremuri, armele la fel, chiar dacă nu sunt ascuțite, dar sunt din metal, ne putem lovi dacă nu suntem atenți. Deci nu este o joacă ceea ce facem. Poate părea ca o piesă de teatru și asta este, așa să zicem, în per total, dar de fapt... Sunt multe antrenamente și multă muncă în spatele acestor treburi, pentru că nu poți să riști să-ți lovești partenerul din altă asociație. Chiar dacă e roman și noi suntem daci și sunt dușmanii noștri, între ghilimele, pe câmpul de luptă, sunt colegii noștri. Și
Nu promovăm violența sau războaiele sau, Doamne ferește, noi facem pur și simplu o reconstituire istorică a ceea ce era acum 2000 de ani sau acum 500 de ani sau acum 400 de ani. În realitate, voi sunteți foarte buni prieteni. Da, majoritatea, cu toții suntem. Deci, practic, da, poate de multe ori ne axăm pe aceste bătălii pentru că fac deliciu publicului. Așa e. Chiar dacă vrem sau nu vrem. E foarte frumos în tabără, lumea vine sau dansurile sau la telere, dar toată lumea, dacă aș face un festival fără bătălie, e ca și cireașa fără, nu, tortul fără o cireșică sau nu știu, ceva, lipsește ceva. Nu, în plus, până la urmă e dinamism, e activitate și lumea asta vrea că așa să mergem, nu știu, ne ducem la festivaluri de vin, de bere, ne plimbăm cu un pahar în mână și... Păi un festival de vin fără vin n-ar fi... Da, exact, dar cei care vin la un festival de reconstituire istorică au nevoie de mobilitate, de dinamism, de acțiune. Asta s-a oferit dintotdeauna. Romanii aveau Coloseumul pentru treaba asta. Trebuiau să le dea entertainment-ul publicului din Roma. Pentru că, ca și noi astăzi, avem televizorul, ne uităm la filme. Da, deci, încă o dată, nu, tot ceea ce facem se cheamă reconstituire istorică, atestată de arheologi, avem doctori în istorie în asociația noastră și în alte asociații, nu este nimic inventat sau... science fiction sau Game of Thrones sau cum ne place nouă să zicem, totul este făcut pe baza descoperirilor arheologice, pe inspirația columnei lui Traian. Deci, cine va veni acolo va vedea cu ochii săi și vor înțelege aceste lucruri. Iar că reconstituim file din războaiele daco-romane sau alte războaie medievale, sunt pur și simplu doar a arăta publicului cum erau acele vremuri. Nici noi nu stăm foarte departe astăzi, avem un război la lângă noi, din păcate. Asta noastră, așa deci, e. Din păcate, societatea noastră umană, din cele mai vechi timpuri, a avut această problemă a războaielor și a împărțirilor de teritorii și... Vreau să te întreb cât antrenament faceți pentru un astfel de spectacol. Ar trebui mai mult. Hotărâți încă de la început cine câștigă? Da, da, nu... Da. Trebuie, pentru ca să iasă spectacolul cum... Ca să iasă cum trebuie, este musai. Să știm dinainte cine va câștiga, cum se va lăsa, pentru că sunt scenarii se destul de complex de fiecare dată și lungut și atunci ca să nu iasă probleme sau neînțelegeri, ne adunăm șefii de asociații, după ce discutăm noi șefii de asociații, îi chemăm și pe toți ceilalți, facem o repetiție comună, știm cine va cădea la prima luptă, cine, cum se va desfășura fiecare. Da, este, nu este ușor, pentru că nu repetăm toți în aceeași zi, nu suntem împreună în aceeași zi, dar, de exemplu, săptămâna trecută am fost la Târgu Mureș la un festival, ne-am întâlnit, am avut aceleași bătălii, știm... Ați pierdut sau ați câștigat? Culmea, am câștigat și apoi ultima bătălie a fost pacea de la 101-102, care tot pe noi ne-a avantajat, între ghilimele, pe Dacia în acel moment. La Iași, surprize, vor vedea la fața locului cei care vor veni. Vor fi două bătălii. Ca să înțeleagă publicul, vineri este acea paradă de care vorbeam, da? Vom avea o paradă pe pietonal, din Piața Unirii până la Palatul Culturii. La undeva, ora... În jur de 19, cam în jur de ora 19, poate 19:30, cu toate asociațiile participante. Dacă instituțiile statului din Iași ne vor da avizele, noi am vrea să avem și niște efecte pirotehnice și mai multe. Dacă, asta depinde atunci de ei. Atunci la paradă sau la festival? Și la paradă și la festival. Am depus cererile, să vedem, sper să înțeleagă importanța acestor efecte, pentru că dau o senzație. În orice caz, voi țineți la curent toți spectatorii și vor ști din timp unde să... Iar sâmbătă și duminică vor fi câte o bătălie la final de zi. Sâmbătă va fi această bătălie mare la sfârșitul zilei. Dacă vom primi la fel autorizația, vom face după bătălie un rug, rugul Zamolxis, un foc de tabără mare, cum a făcut și la Cucuteni și peste tot. Să sperăm că autoritățile și instituțiile vor înțelege și ne vor da aceste aprobări. Ar fi foarte frumos pentru că este o altă, nu știu, e o altă energie când stai lângă un foc și simți. Noi avem și niște ritualuri gândite foarte în amănunt pentru aceste momente. Abia aștept să-mi spui despre ce ritualuri este vorba atunci când e focul de tabără, rugul, cum îi spuneți voi. Dragi telespectatori, luăm o scurtă pauză și revenim.
file de istorie, dragi telespectatori, vă prezentăm în această seară și da, suntem la un festival de reconstituire istorică, Festivalul Cultural Getodava. Alături de mine, vă repet, în cazul în care ați ajuns ceva mai târziu în fața televizoarelor, se află Constantin Lăpușneanu, noi îl știm drept Castor, este vicepreședintele Asociației Culturale Getodacii din Moldova. Rămăsesem înainte de scurta noastră pauză publicitară la momentul în care vorbeam despre rug, despre tot ce înseamnă purificarea aceasta prin foc și pe care băieții speră să o organizeze în cadrul acestui festival. Eu am zis că e purificare, am zis bine? Corect. Da, rugul, de fapt, noi îl facem acum ca o formă de spectacol frumos. Oricine, orice foc va, orice copil, dacă va sta lângă un foc sau orice om, să stai pe iarbă, să vezi un foc care se înalță frumos spre cer, n-ai cum să nu-ți placă. Așa. Dar el, în vremurile lor, în civilizația, în societatea getodacică, avea un rol purificator, cum mai spus. Era momentul în care căpetenile sau cei care pereau în luptă, și nu numai, erau depuse pe un rug cu coifurile, cu armura, cu scuturile, cu absolut tot, chiar și cu cai sau așa, și i se dădea foc și pleca, era ultima sa călătorie către zei. Armele erau îndoite ritualic, nu mai avea nevoie de arme în următoarea viață, credințele lor erau că mergeau în viața de după la zei și acolo vor trăi o altă viață liniștită, fără lupte, fără nimic. Da, deci era un moment spiritual de mare importanță în societatea lor, pe lângă cele rugurile care le făceau poate în cetate, când stăteau și sărbătoreau sau la nunță, da, la petrecerile clasice, toate cred că se încheiau cu acest rug, că n-aveau lumină, deci trebuiau să facă un foc mare. Așa e. Să sperăm că instituțiile din Iași ne vor înțelege această importanță acestui foc. Știu că suntem într-o zonă de natură, e seceta în care trăim, dar dacă avem totul ce este necesar și cu grijă, orice se poate rezolva, da. Nu? Deci. Sigur că da. Se poate, dacă se vrea. Am să rog colegii mei, pentru că, dragi telespectatori, am o surpriză pentru dumneavoastră și aș vrea să vedeți și câteva imagini despre ceea ce fac băieții ăștia de la asociație, băieții și fetele de la asociație, și am să rog colegii mei să vă prezinte și imaginile. Cei mai drepți și mai viteji dintre toți tracii vă așteaptă la a treia ediție a Festivalului Istoric Getodava, între 26 și 28 august la Pârtia de Schi din Iași. Demonstrații de luptă, gladiatori, parade militare, reconstituiri de bătălii antice și medievale, ritualuri, iar când soarele va apune, se va aprinde și rugul lui Zalmoxes. Toate acestea la cel mai mare festival de reconstituire istorică din zona Moldovei, Getodava. Organizatori, Asociația Culturală Getodacii din Moldova, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și Consiliul Județean Iași. Am văzut acolo, Castor, că partenerii de nădejde sunt autoritățile locale și vreau să te întreb dacă a fost un sprijin de nădejde și dacă vei continua acest parteneriat, pentru că e foarte importantă susținerea celor din Consiliul Județean și din primărie. Bineînțeles, fără ajutorul lor am fi făcut poate un festival, dar la fel chinuit, cu multe eforturi mult mai mari din partea noastră. Însă le mulțumesc încă o dată celor de la primărie și Consiliul Județean pentru că au înțeles importanța unui astfel de eveniment. Chiar vorbeam și astăzi că cât de multe evenimente are totuși Iașul în această vară. Și asta este foarte bine. Asta arată că suntem în sfârșit un oraș cultural, cum așa și trebuie să fim, capitala istorică a României. Și chiar mă bucură faptul că am văzut foarte multe evenimente și este foarte bine. Și sportive, bine. Și culturale. Absolut orice, da. Slavă Domnului, sunt. Este un lucru foarte bun și suntem pe un drum foarte bun, părerea mea. Iar sprijinul primăriei și a Consiliului Județean a fost clar foarte bun. Nu au acoperit întreg bugetul, au fost niște procentaje de la fiecare instituție. Datorită unor oameni cu suflet mare și cu inimă mare, prieteni de-ai noștri sau de asociații care au pus umărul și ne-au sprijinit și ei, mulți nici n-au vrut să le apară numele nici măcar pe afiș sau pe nici absolut nimic. Deci pur și simplu au făcut niște donații sau sponsorizări, pur și simplu cadou pentru noi, pentru acest festival și mulți oameni care nici măcar nu sunt din Iași. Să înțelegem lucrul ăsta, alți oameni din țară care
au vrut ca să ne facem acest vis și să facem ceva frumos, pentru că au văzut că în acești 7 ani de zile am demonstrat tuturor că chiar facem ceva cu pasiune și din tot sufletul. Ați făcut și la Cucuteni, de data asta este la o altă scară, la o altă amploare. Este la o altă scară pentru că sprijinul primăriei și a Consiliului Județean se simte, împreună cu ajutorul primit și cu munca noastră și cu absolut tot, va fi un alt fel de festival. Eu cred că va fi așa sfârșitul epopeic așa a festivalului din Iași, dacă nu mă înșel, este cam ultimul în această vară, va fi așa finalul grandios. Și Iașul merită să aibă așa ceva. Cum să nu? Noi toți merităm. Toată comunitatea asta frumoasă merită. Eu aștept, sper să vină cât mai mulți oameni din celelalte județe învecinate, cum au fost și la celelalte ediții, și sunt ferm convins că vor veni, pentru că au venit la Cucuteni, de ce n-ar veni la Iași, în inima orașului? Uite, Teleemul este post regional, așa că noi emitem în toate cele 7 județe ale Moldovei. Dragi telespectatori, dacă sunteți din Bacău, din Neamț, din Vrancea, din Vaslui, de ce nu? Iată, 26-28 august e weekendul perfect să faceți o vizită la Iași. Cum spun eu, Festivalul Getodava, un festival al ieșenilor, dar pentru toți românii. Așa este. Da, este un sprijin care, am spus, mulțumim enorm de mult acestor două instituții de stat. Nu vom dezamăgi, vor vedea că ne vom face treaba cum trebuie. Oricum. Eu sunt convinsă că au încredere în voi, pentru că aveți deja un trecut, aveți deja o experiență și ați demonstrat că se poate. Da, da, da. Și să sperăm că va ieși la nivelul care îl așteptăm noi. Și atunci poate de la anul să avem un festival altfel și mult mai mare și făcut la un nivel care să vină toată țara la noi. Cum este, de exemplu, cel mai vechi festival de acest gen, este la Duckfest, undeva lângă Hunedoara, are 13 ani și lumea, toată lumea pasionată de genul ăsta își ia concediu și merge acolo în acea săptămână. Frumos. Poate Iașul într-o zi va deveni o atracție turistică și pentru acest segment de populație care... Cu siguranță va fi așa, pentru că avem și noi oameni pasionați de reconstituire istorică. Pe de altă parte, vreau să îmi povestești despre faptul că și voi vă implicați în activitățile altor asociații și o faceți cu dragă inimă și pentru cazuri caritabile, pentru cazuri nobile. Și aș vrea să-mi spui, te rog, cum ați primit invitația părintelui Dan Damaschin la Inimo? Da, noi în acel weekend, fiind cu weekendul următor, fiind un weekend înaintea festivalului nostru, ne-am gândit să facem niște mici parade prin centrul Iașului, vom da mai mulți, câteva zeci de mii de flyere pentru a promova festivalul nostru și apoi a apărut acest festivalul domnului părinte Damaschin. Am luat legătura cu el, am vorbit și a fost foarte plăcut, impresionat că vrem să venim la evenimentul lui. Vom participa, cred că, în fiecare zi. Este un alt plus de imagine și pentru el și pentru toată lumea, pentru copii și pentru tot publicul care va veni la acest frumos festival. Exact ce vorbeam mai înainte, Iașul se pare că în sfârșit a ridicat puțin ștacheta în această privință, în privința evenimentelor pentru toate gusturile, pentru tot publice, publicul. Publice, da. Și este foarte bine, cum am spus. Da, vom participa cu mare plăcere la evenimentul părintelui Damaschin. Sperăm adică ca lumea să vină. Odată ce voi primiți daruri de la cei din comunitate, oferiți la rândul vostru și asta este foarte n-avea important. Nu aveam cum să nu fim alături de un astfel de eveniment caritabil, care implică copii, care implică multă muncă și mult efort pentru un scop nobil. Așa că acesta este și scopul nostru, v-am mai spus. E un scop nobil în spatele care este multă muncă, dar când ai o satisfacție a împlinirii și a realizării, e de ajuns. Nu, cred că îți mai trebuie altceva. Pe de altă parte, eu știu că vara nu prea vă prinde pe acasă. De când începe căldura și până la lăsarea brumei, nu prea vă prind doamnele care, pe acasă. Sunt prea mulți ani în care n-am mai avut concedii cu familia, deci nu știm ce e la cuvântul concediu. Săptămâna viitoare unde sunteți? Nu, mâine. Mâine? Săptămâna viitoare... Deja până săptămâna viitoare aveți mâine. Da, mâine dimineața la prima oră mergem în Republica Moldova la un festival în rezervația Codrei, un festival foarte mare, cu foarte, foarte mulți artiști. E similar cumva celui de la Iași? Nu. Se cheamă Festivalul Lupilor, dar este un festival cu de toate și cu muzică, cu muzică populară, cu muzică ușoară, cu foarte multe trupe și din România și din Republica Moldova, nume mari, mari de tot.
dar care, datorită numelui Festivalul Lupilor, au vrut să aibă și partea aceasta de strămoșească, de rădăcini și ne-au chemat pe noi, ne-au invitat și noi am mai adus o asociație de romani care vor fi și la noi la Iași. Și păi ca nu să de putem, altă, dar n-aveați cu cine vă lupta. Cine să ne luptăm, corect. Și da, ne așteaptă 3 zile frumoase la un festival în rezervația Codri, într-o locație superbă, la fel. Este practic un fel de mini-vacanță pentru noi, între ghilimele, pentru că nu e un concediu, dar să spunem așa. Atâta timp cât nu organizați voi și sunteți invitați, vă simțiți ca în concediu. Tot am pus umărul aici la o mică organizare, că trebuie să vorbim cu ceilalți asociații, să ne... în fine, dar da, nu se compară cu ce facem noi la Iași. Da, este un festival frumos, ne așteaptă după Getodava nostru, mai avem încă 3 evenimente în luna septembrie, chiar o plecare și în Italia la colegii noștri care vin la noi la Iași, ne-au invitat și la ei la festival. Deci până la sfârșitul lunii septembrie nu ne prinde nimeni pe acasă. Familia voastră merge cu voi, mă refer la modul general, soțiile sau după caz, soții merg cu voi sau vă așteaptă acasă? Nu, în majoritatea cazurilor, da, mergem cu toți împreună. Aveți susținerea familiei? Da, cu toții, da. Da, e frumos, mergem împreună, suntem în acest nucleu care l-am format de ani de zile. Le-ați adus și pe doamne în asociație și ele fac dansurile. Noi nu avem dansatoare în asociație, dar cei de la Alba Iulia vor veni și la Iași și aici în Moldova cu 2 grupuri de dansatoare foarte frumoase care vor încânta cu siguranță privirea tuturor celor din public. Eu am remarcat la Cucuteni că toți domnii au fost încântați de dansuri. O, numai domni și doamne. De da, dansuri. Nu ai cum. Sunt niște dansuri care nu le vezi oriunde și clar că impresionează pe oricine. E după o coreografie bine stabilită. Da, e multă muncă. Majoritatea sunt chiar dansatoare profesioniste la școli de populare, de artă sau de dansuri, da. Și fiind îmbrăcate și așa cu hainele alea frumoase de romane sau de dăcițe sau cu acele coronițe, normal că e alt efect, nu? Așa e. Vor merge și în parada de pe pietonal? Bineînțeles. Da, parada, asta spuneam, parada de pe 26 august, de vineri seara, va fi cu toți cei implicați în acest eveniment, deci vom fi undeva la 150, poate mai mulți, de daci, medievali, romani, gladiatori, dansatoare. Ai spus, mai repetăm o dată, la ce oră începe parada, de unde pleacă? De ora 19 din Piața Unirii. Din Piața Unirii către Palat. Da, da. Și se pot alătura și... Absolut oricine poate să meargă pe lângă noi, să fie alături de noi în această paradă frumoasă, da. Gândiți-vă că cei care au fost, de exemplu, la paradele de pe 1 decembrie sau 24 ianuarie, poate ne-au văzut acum câțiva ani, am fost și noi prezenți, e cam aceeași poveste, doar că nu avem tancuri și... Da, blindate, dar în rest... Și e o altă perioadă până la urmă. E o altă perioadă, alte echipamente militare, poate mai așa mai frumoase, mai... De unde ți-a venit ție pasiunea asta? Pentru că eu știu așa că din Asociația Culturală Getodacii din Moldova tu ești practic nucleul asociației, deși ești vicepreședinte, tu ești nucleul asociației, ești celula de bază. Și vreau să te întreb, pe lângă faptul că ai reușit să atragi în jurul tău, iată, atâtea persoane și familii până la urmă, că fiecare membru al asociației vine cu soțul, cu soția, cu copiii, cu... De unde ți-a venit ție pasiunea asta așa pentru această perioadă strict? Că mă gândesc așa că puteai să te duci către medieval, către altă perioadă. Dar nu, de mic copil am fost foarte pasionat de strămoșii noștri de getodaci. Mi-aduc și acum aminte, eram abonat la acele, la, cum se chema, Cutezătorii, parcă erau niște reviste pe timpul lui Ceaușescu, da. Și ultima pagină, mi-aduc aminte, era dedicată, vreo un an sau doi, au fost cu niște banza de benzi desenate cu getodaci, cu decebal. Și ferească Sfântul dacă nu magazin mi-aducea poștaș. Magazin istoric se numea. Nu, Cutezătorii, cred că era. Erau și cele, erau mai multe, dar mi-aduc aminte că odată am fost atât supărat că n-a venit poștașul să mi-aducă. Vai! Da, de mic copil am avut această pasiune, nu știu de ce, poate în altă viață am fost în acea epocă, nu știm. Asta e altă discuție. Dar apoi un imbol foarte mare a fost în momentul când am trăit acei 10 ani în Europa și în țările nordice, unde am văzut exact ce vorbeam mai devreme, acest spirit de, nu știu, de patriotism la nivel mare în țările nordice. Deci am văzut aceste chestii care le facem noi azi la o scară mult mai mare, în toate muzeele, pe străzi, în foarte multe locații. Și atunci am zis,
wow, uite ce spirit au oamenii ăștia. E normal să fie așa, e normal să gândească așa, să aibă o altă mentalitate. Pentru practic că ei, a fost punctul în care ți-ai dorit să ajungi tu. Da, am spus, chiar eram cu soția, cu băiețelul mic și am zis, trebuie, dacă ne întoarcem acasă, vom face treaba asta. Este prea frumos și, într-adevăr, are o mare importanță în educație și în cultură. Pentru că, spunea Nicolae Iorga și noi avem, este, nu știu, citatul nostru preferat, un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu-și cunoaște părinții. Așa. Deci noi trebuie să înțelegem cât de importantă este istoria noastră. Cu bune, cu rele, dar să tragem măcar învățătura celor bune. Să fim mândri, poate, de anumite perioade sau de anumite momente din istoria noastră, când am fost și noi ceva pe lumea asta și am realizat lucruri mărețe, ca să fim unde suntem astăzi. Că fără sacrificiul lor sau fără ce au făcut ei, poate nu mai eram. Nu eram noi. Nu eram noi, eram altcineva sau eram, nu se știe. Care sunt planurile de viitor pentru în ceea ce privește Asociația Getodacii din Moldova? Planurile de viitor. Sunteți de 7 ani, așa am înțeles, da? De 7 ani. Ne aflăm deja la un festival pe care îl organizați destul de mare, la o scară largă, și vreau să te întreb care sunt planurile. Ce-ți mai dorești tu să mai faci? Am un plan foarte măreț, l-am mai discutat, cred. Cetatea. Cu cetatea, cu parcul tematic. Dacă reușim și această chestie pe raza județului Iași, atunci chiar... Ai găsit o cetate și vrei să... Nu, nu avem... Este foarte greu ca să... Există două variante. Să iei un sit arheologic și să o reconstruiești, dar în România, birocrația și hârtiile, cred că n-ai reușit niciodată într-o viață. Pe când în alte țări se poate face, s-au făcut chestia asta de în multe țări. Și atunci, mai ușor e să-ți iei o concesiune, un teren, și să construiești de la zero. Pe baza rapoartelor și arheologice și pe baza tot ce știm, construiești o cetate de la zero care să fie identică sau măcar o replică a uneia existente sau un mix între ele și să o transformi într-o atracție turistică de mare interes județean, că nu numai județean, și național. O chestie de asta ar fi la scară... Există vreo astfel de cetate în România? Nu. Nu. De asta spun, dacă Iașul și autoritățile ar înțelege această importanță și am reușit să facem acest lucru aici la noi, la Iași, în județ, credeți-mă că am montat polul turistic al turismului din România, părerea mea. Da, pentru că sunt foarte mulți oameni pasionați. Noi am fost în foarte multe țări cu astfel de parcuri tematice care nici nu vă imaginați ce bugete, ce vânzări de bilete au. Chiar vorbeam cu directoarele de acolo, deci niște sume fabuloase, doar din vânzarea de bilete, din vizitatori. Ar intra atâția bani la bugetul local al unei primării, la bugetul Consiliului Județean, la toată lumea. Deci este ar fi o chestie uriașă. Un punct de atracție turistică. Da, noi toți ne dorim să atragem turiști, doar că nu știm cum să o facem. Și când știm, nu... Și când știm, nu ne dăm interesul. Sau nu suntem susținuți. Că e și poate, asta o treabă. Într-o zi. Da. Ne apropiem de finalul emisiunii și... Mie îmi place tare mult subiectul ăsta, aș mai sta de vorbă. Din păcate se termină timpul nostru de emisie. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine în această seară. Dragi telespectatori, ne vedem la Festivalul Cultural Getodava în perioada 26-28 august. Ne vedem la paradă, ne vedem la tot ce înseamnă reconstituire istorică, dans, gladiatori, bătălii, evident, exact așa cum a spus și Castor, fără violență, doar reconstituire. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această seară și ne vedem joia viitoare la aceeași oră, 18:10.